Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, anchetă bombă a Consiliului Concurenței pe licitațiile pentru drumuri. 9 companii de asfaltare sunt bănuite că s-au înțeles la preț la contractele atribuite de direcțiile regionale de drumuri din Constanța, Brașov, București și Timișoara. Colega mea, Cristina Zbârn, are detalii. Cristina, te ascultăm. Bun găsit! Consiliul Concurenței a declanșat practic 2 investigații pentru posibile trucări ale licitațiilor organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin mai multe dintre direcțiile sale. Vorbim despre direcțiile regionale Constanța, Brașov, București și Timișoara. Este vorba despre suspiciunii ale celor de la Consiliul Concurenței privind trucarea licitațiilor pentru lucrări de întreținere ale seriei de drumuri naționale și autostrăzi care se afla în administrarea acestor direcții. Practic, autoritatea de concurență are indicii că firmele și-ar fi coordonat politicile comerciale astfel încât să-și împartă lucrările în cadrul procedurilor de achiziție publică organizate de direcțiile regionale de drumuri și poduri. Sunt investigate în momentul de față 9 companii private. De altfel, Consiliul Concurenței a efectuat și inspecții inopinate la sediile acestor companii. Inspecțiile, spun cei de la Consiliul Concurenței, sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare care să clarifice, practic, aceste posibile practici anticoncurențiale pe care ei le analizează. Precizează cei de la Consiliul Concurenței că faptul că au început această investigație, aceste 2 investigații nu înseamnă că dau practic un verdict că aceste firme s-ar fi înțeles, dar există suspiciuni în acest sens. Cristina Zbârn, mulțumesc tare mult!